Conceptul de firmă de exercițiu a luat naștere în urmă cu 10 ani la Colegiul Tehnic din Câmpul Lung și s-a bucurat de un număr de 17 firme care și-au desfășurat activitatea în cadrul acestui proiect. An de an, cei mai buni dintre cei buni au participat la competiții naționale și internaționale, întorcându-se mândri acasă cu premii dintre cele mai mari. Medalii de aur și trofee sunt doar câteva dintre premiile pe care elevii Colegiului Tehnic Câmpul Lung le-au obținut datorită muncilor demne de apreciat. Lansarea oficială a firmelor participante în proiect din acest an a fost făcută după selectarea minuțioasă a personalului. Au fost constituite echipele manageriale, iar acum elevii claselor a 11-a și a 12-a au trecut la treabă. Fiecare manager al firmei și-a prezentat domeniul de activitate cum a știut mai bine. O comisie de profesori a analizat îndeaproape evoluția tinerilor, selectând cu atenție nivelul de dezvoltare al fiecarei firme. În luna martie, trei firme vor participa la Târgul Internațional de la Praga, de unde speră să se întoarcă așa cum au făcut-o de fiecare dată, cu premii pe măsura muncilor, care până acum a fost foarte apreciată de către membrii juriului de la fiecare competiție. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți prezenți cu toții aici și că datorită dumneavoastră este posibil organizarea acestui eveniment, care pentru școala noastră este inedit. De ce inedit? Pentru că în nicio competiție nu au participat toate firmele de exercițiu din școală. De fiecare dată au participat una sau două firme. Deci astăzi avem o confruntare între toate firmele din școală. Evenimentul de astăzi are o semnificație multiplă. În primul rând, vrem să facem lansarea oficială a firmelor, după ce în perioada anterioară am selectat personalul, ca să vorbim în termeni ai mediului de afaceri, am constituit echipele manageriale, iar de acum trecem la muncă. Da? De asemenea, vreau să inaugurăm și acest cabinet. Și mulțumesc doamnelor director că ne-au pus la dispoziție acest spațiu. Totodată vreau să mulțumesc și Asociației Ateliere Fără Frontiere din București, care ne-a sprijinit în dotarea cu echipamentele IT, astfel încât noi să putem să desfășurăm activitatea în bune condiții. În același timp, această întâlnire de astăzi este, să zicem așa, o recunoaștere a activității noastre, pentru că tocmai am împlinit 10 ani de când a fost introdus în școala noastră conceptul firmă de exercițiu, perioadă în care au funcționat 17 firme, fiecare firmă a avut povestea sa, iar rezultatele le vedem aici, noi ne mândrim cu asta. Am muncit pentru tot ceea ce am făcut și într-adevăr este o mândrie pentru noi și pentru școala noastră. Și nu în ultimul rând, este un exercițiu de pregătire, pentru că, după cum știți, în martie, trei firme din școală vor participa la Târgul Internațional de la Praga. Eu vreau să vă felicit pentru tot ce ați făcut și sper că veți fi la fel de implicați și de acum încolo, pentru că știm cu toții, nu este greu să obținem succesul, este greu să ne menținem acolo. Știm cu toții că asta va însemna o muncă intensă, timp consumat, energie, dar sper să reușim să realizăm ceea ce ne-am propus. Încă o dată vă felicit pentru ce ați făcut și în afaceri știți, timpul înseamnă bani. Mulțumesc mult colegilor mei care vă sprijină în activitatea voastră, la clasă și în afara clasei, și fără de care nu ați putea să vă pregătiți și să participați la Târgul Firmelor de Exercițiu, atât la nivel național cât și internațional. Și nu în ultimul rând, mulțumesc părinților voștri care sunt alături de noi și fără de care nu ar fi posibilă deplasarea voastră în străinătate, pentru că susținerea materială aparține în foarte mare măsură părinților și familiilor acestor copii. Suntem mândri de voi, suntem mândri că sunteți elevi la Colegiul Tehnic. Dorim ca această activitate a firmelor de exercițiu care se desfășoară în școala noastră de 10 ani să-și continue activitatea mulți ani de aici încolo și doresc succes tuturor firmelor, atât astăzi, cât și la următorul târg internațional, care va fi un târg greu, o competiție grea, ținând cont că doar din școala noastră vor pleca trei firme de exercițiu, iar acolo sunteți în competiție. La nivelul târgului de la Praga sunt 139 de firme și ce am înțeles eu de la doamna profesoară Dulțan sunt 32 de firme doar din țara noastră. Și știți și voi, cei care ați mai participat, că țara noastră este foarte bine cotată la târgurile internaționale.
Vă doresc mult succes, sunt mândră de voi, să fiți sănătoși și să veniți învingători. Fiecare dintre membrii firmelor participante în competiție și-au prezentat activitatea, au fost expresivi și au făcut tot ce l-a stat în putință pentru a atrage atenția potențialilor clienți ai firmei lor. Firma noastră a fost născută din pasiunea noastră pentru a combina eleganța și bunul gust al tradițiilor locale și obiceiurilor, făcând o combinație armonioasă dintre bogățiile naturale și timpul liber. Oferim o gamă largă de servicii turistice, fiind capabili să satisfacem gusturile rafinate ale vizitatorilor noștri. Casa Belvedere are 13 camere duble. Ele sunt decorate în stilul sleek și modern. Băi cu dușuri, camere și mobilier din lemn, mini bar, satelit TV, telefon, wireless și internet, bucătărie cu echipament modern pentru gătit și mobilier. Suntem capabili să vă oferim momente de neuitat într-un loc de vis în scopul retragerea aglomerației de la oraș și să găsiți spația și confortul pe care îl doriți. Participarea mea la programul firmei de exercițiu a însemnat un mod plăcut de a afla cât mai multe despre lumea afacerilor. În calitate de manager al firmei Casa Belvedere, am învățat că succesul nu vine peste noapte și presupune multă muncă, riscuri, perseverență, dar gusturi reușite. Lumea întreagă este o scenă și toți oamenii sunt actori. Se deschide o carte, se făurește un vis, o secundă păstrează acest paradis. E un teatru romantic, ceva din trecut, veniți să vedeți ce nu s-a mai văzut. Denumirea acestui teatru vine de la termenul Argus, care este un om cu o privire ageră, pătrunzătoare, din care păzește ceva cu mare grijă. Toți oamenii sunt actori, așa cum managerii acestei firme o spun. Ca prezentarea lor să fie cât mai expresivă și originală, aceștia au realizat și o piesă de teatru cu care să impresioneze membrii comisiei de notare. Nu bat, ce te uiți la mine să bat? Nu bat, cu ce să bat? Nu ai asul? Nu, mami. Dar ce ai văzut că vă dau ăștia afară din casă? Atunci bat eu. Merg și eu. Și eu merg. Cine face că se jucă mai? Dar ce zonă ai nebunit și tu? Ba, bine ta ai nebunit. Așa se vorbește cu sora ta mai mare? E, că m-ai nebunit cu sora ta mai mare. Ce-ai fi fost mare, dar acum sunt și eu mare, că doamna noastră mică. Vezi, dacă nu te-am bătut când erai mică, dar las că te bat acum să-ți bagi dințele în cap. Sață, dă seama la ce vorbești, că te faci de râs. Ho, că ne aude lumea de pe bulevard. Bonjour. Dar cine asta vreau? E Vanda, nepoata lui Tas. Ce te-ai schimbat, fetiță, și ce-ai mai străbuit? Dar dumneata, când ai ajuns? Acum 3 zile. De la București? Ha, de la Paris? Dar ce aveți dragă toate cu Parisul? Norul meu acolo l-a luat pe Enache numai cu condiția să o duc o dată pe Ana Paris. Trebuie să pleci, Vanda. Atunci mergem toată familia la Apollo. Să știți că automobilul meu nu mai aveți loc. Prefer să merg pe jos. Păi alte, mi-am cerut automobilul nou Nicolet și mi-a spus că nu se poate. Îi l-am împrumutat lui mama. În automobilul meu a ajuns să umble toate leșinăturile. Să mergem. Cum aceștia nu s-au limitat doar la vorbe și prezentarea domeniului de activitate, am putut vedea și ceea ce au realizat fiecare dintre ei pentru a face cât mai plauzibil tot ceea ce au spus până acum. Am vrut să îmbine tradițiile din trecut cu modernul, să transformăm cum a fost în trecut. Am transformat-o în modern pentru toți oamenii care poartă numai haine moderne. Cum au fost acei pantofi care i-au transformat cu tentă tradițională și aceștia cu tentă tradițională care au rămas tot tradiționali. Sunt managerul firmei Mobile Design și ceea ce a însemnat pentru mine acest program pot spune că ne-a învățat să avem răbdare, să fim perseverenți și prin muncă putem dovedi tot ceea ce vrem și putem realiza.